Florica Breban, purtătorul de cuvânt al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaj, a declarat că bursa va avea loc în data de 11 septembrie la sediul său din Jibou și este organizată la cererea unui angajator care oferă 30 de locuri de muncă de confecționer, îmbrăcare, volan în piele. Evenimentul se va desfășura în localitate la sediul Agenției Locale pentru Ocuparea Forței de Muncă Jibou, strada liceului numărul 4. De precizat ar fi și faptul că în acest an în Sălaj au mai fost organizate și astfel de burse, însă cea mai importantă a fost bursa generală a locurilor de muncă ce s-a desfășurat în data de 19 aprilie la Casa Armată din Zalău. De asemenea, în data de 27 septembrie, la nivel național, se va desfășura o bursă a locurilor de muncă dedicată tinerilor care au absolvit în acest an o instituție de învățământ. Evenimentul se va desfășura tot la Casa Armată din Zalău, începând cu ora 9. Potrivit reprezentanților AJOFM, Sălaj, organizarea bursei locurilor de muncă, măsura activă destinată corelării cererii și oferte de forță de muncă, este una din măsurile active de combatere a șomajului, care va fi mereu în atenția agenției.